Ei bine, salutare și bine v-am regăsit, dragilor, la un nou episod de Sims 4, de această dată Sims 4 High School. Au trecut două zile în care nu am postat și am zis că trebuie să revin înapoi pe plantație să facem un nou episod. Însă, înainte de toate, nu uitați să lăsați și voi un like, aștept și comentariile voastre pentru acest episod. Iar dacă sunteți noi pe canalul meu și vă place contentul, nu uitați să vă abonați. Ei bine, dragilor, o avem din nou aici în prim plan pe Molly și pe scumpa ei mămică. Și iar Molly se pregătește să se ducă la școală. Însă, înainte de a ajunge la școală, vreau să vă arăt câte câteva chestii și să vă spun câteva lucruri. Până în momentul de față n-am reușit să le rezolv problema cu calendarul și în continuare mie nu mi-apare prom night-ul, deci asta e destul de deranjant. Sper să se rezolve odată chestia asta. Am încercat să adaugă festivalul, însă acest lucru nu s-a putut. Și bineînțeles, o altă chestie pe care vreau să vi-o prezint și vreau să spuneți dacă aveți și voi situația aceasta. Dacă mergem la Social Bunny, o să vedem frumușel aici că Molly în momentul de față are aproape 600 de followers. Asta este foarte drăguț. Însă ce am observat eu o chestie, aici postările nu sunt puse într-o anumită ordine. Spre exemplu, dacă mă duc în partea asta, sunt 9 zile, dacă mă duc aici, sunt 3 zile. Dar dacă dau pe new post și o să postez o chestie cu outfit și chestii de genul acesta, o să-i dăm și noi frumușel aici, vedem că ni s-a pus o nouă postare. Dar acum unde s-a pus în feed postarea, că eu nu o văd aici. Știu că înainte îți apărea chestia aceasta pentru a da și tu niște like-uri și alte chestii, însă acest lucru văd că nu funcționează. Iar în partea aceasta la mesaje, dacă o să mergem aici și o să dăm, spre exemplu, un new message, acum hai să facem și noi de aici o postare către Sydney. Hai să vedem aici și o să-i dăm un friendly message. Boom și vedem că mi l-a pus iau, uite. Deci mi-a apărut mesaj în partea asta aici. Puteți să spuneți și voi dacă aveți și voi această situație și poate cumva să o rezolva. Poate aveți și voi problema asta și îmi spuneți și voi cum funcționează, însă va trebui să mergem la școală, să vedem ce se mai întâmplă pe acolo. Poate va avansa într-un final și Molly pentru că tot se chinuie să avanseze. Aură de aici păcă, mi apare ca fiind o sărbătoare astăzi. De se pare că nu se va duce la școală, dar eu oricum o să mă duc poate găsesc pe cineva pe acolo să se distreze. Parcă să zic că au început să apară problemele în jocul ăsta de ceva timp. Deci a sosit că mi apare holiday, după care acum am spunea că go to school și după ce va termina școala, o să revin și o să ne întoarcem înapoi la școală, să mergem și noi pe acolo, să vedem ce lucruri să mai întâmplă, că sigur sunt chestii pe care trebuie să le facem pe acolo. Poate sunt elevii care se distrează, fac lucruri interesante, așa că o să ne vedem și noi la școală după ce își va termina moli programul. Ei bine, și se pare că am ajuns și noi într-un final la școală și vă că au venit și ăștia pe aici, ce raiba s-a întâmplat cu ei? Și încă o chestie foarte importantă, Molia noastră a avansat într-un final la școală și este best student, ceea ce e destul de drăguț. Iar în partea de sus aici, la locul de bașină, se pare că nu a venit nimeni, nimeni momentan, dar noi putem să stăm pe aici să ne distrăm acum, dacă tot n-am reușit să ajungem la clasă, măcar să ne distrăm și noi puțin. Și bineînțeles, pentru cei care vor să dau deze acest liceu, îl găsiți pe comunitate pentru cei care au jocul original. Și asta, pentru că deja și-a făcut apariția aici sus, acum sper să să vină și ceilalți să se distreze cumva aici Pentru că sunt lucruri destul de interesante pe care le pot face împreună Dar acum să vedem dacă vor să vină pe aici Auliu, auliu, de ce mi-a băgat zgomotul ăla? De la ce a venit zgomotul acela ciudat? Oh, oh! Hai, bine ați venit, mă, mică. veni și dansați aici Hai, dancing, dancing, faceți un des. Oh, ia uite, clasic, e asta, e că face ceva cu și coala Hai, veni și distrați-vă, vă rog Vă simțiți bine, v-am introdus și pe voi în grupul nostru aici Bă, dar muzică nu prea avem, nu să prea aude muzica aici Vă că da pe medium, Că nu s-aude. Și aici vă că avem și o asta unde poate să facă un super dans, dar că nu vrea să danseze. Stai puțin. Stai puțin că ne punem la masă acum. O să stăm și noi frumos aici și o să-i dăm have a cigarette. Te rog, du-te și fumează și tot țigărică, simte-te bine. Oh, my, this sim is dead? Cine a murit? Intra acum pe Eneba și profită de cele mai tare reduceri la jocurile preferate, The Sims 4 și multe alte jocuri te așteaptă cu super reduceri în fiecare zi. Nu uita să folosești codul Life of Sims la orice comandă și primești garantat 3% reducere din prețul inițial. Toate informațiile le găsești din descriere. A murit cineva aici, Emergency Services. Păi, da, cine a murit în școală? Vai, doamne, nu pot să cred așa ceva, n-a murit nimeni, naiba. Aolo, dar cine a murit în școală? Stați puțin că e problemă mare aici, trebuie să văd ce s-a întâmplat. Cum naiba că a murit în sală pe aici cineva? Ăla vă că vai, director, a murit directorul, dar cum să ferească Dumnezeu? Cum a murit directorul în școală? Nu pot să cred așa ceva. Dar cum să se întâmple un lucru ca ăsta? Vai de mine, deci uitați-vă ce aici, că a murit directorul școlii. Nu se poate, doamne. Deci asta este imposibil, dar din ce cauză să o fie electrocutat pe la computer? Hei, colegii, veniți repede că e problemă mare aici, veniți imediat că... Uite, a murit directorul școlii. Veniți, veniți, veniți în coa. Aolo, nu pot să cred. Uite și profesorul. Uai, deci eu sunt curios acum cine va lua locul directorului dacă ăsta a murit mamă și mai era și din 100 Baby Challenge. o ce chinu naibii pe capul lor. du repede, mămică, duceți-vă. Hai, hai, vino repede că ave... a, murit directorul școlii. Du-te repede. Hai, bă, dă la o parte de acolo ca să vedeți și noi ce se întâmplă. Ia, uite, au și plecat ceilalți. Vai. Acum nu știu, uite că a putut să intre asta pe aici, medicul legist. Hai, bună ziua, bine ați venit. E ghinion mare pe școala noastră. Uite-o și pe Molly Polly care nu mai ajunge odată aici. Vai, deci este imposibil așa ceva. Deci un eveniment ca ăsta rar ți da să vezi. Dar cred că s-a electrocutat sau ceva pe aici. Altfel nu pot să-mi dau seama. O fi școala bântuită, dar eu știu că n-am pus chestii de bântuială pe aici. Sau o fi pe la s-o fi dus pe aici. Cine știe, uite că nu pot să-mi dau seama cum s-a ajuns la o situație de genul acesta. Deci veniți repede și luați-l de aici că este pericol hai Molly, vezi să nu cazi naiba pe scări, vino repede să vezi și tu ce s-a întâmplat aici, că tu ești, tu ești cu bârfele și cu toate lucrurile. Au oh, alo. Aici nici nu e intrare directă în, în, sala asta de informatică, pentru că am vrut eu să urce cumva pe aici, pe partea aceasta, dar ăsta clar Și s-a întâmplat ceva aici, ia să ne uităm noi în partea asta, nu ne apare vreo chestie. A, ah, uite, de ce ăsta l-a găsit aici? Vai, nu pot să cred, asta este hipsterical. De ce n-ai pățit? Ce a pățit? Ce e în școala asta? Clar, cred că se întâmplă niște lucruri ciudate pe aici. Vai, ferească Dumnezeu. lo Doamne. Da, bine, hai să-i dăm, dar cine n-ai să se ocupe de domn director? Că eu nu vreau să mă ocup. dă aici, nici nu știu. o să se bage tai lumă asta. Hai că să zice că era prieten cu taica sua, Vai, deci atâta pentru moment. Mulțumim tare mult, domnul medic legist. Aolo. L-a luat de aici, deci n-am pomenit că se poate întâmpla așa ceva în școala asta. Dar uite că până la urmă s-a ajuns și la o întâmplare dintre aceasta. Asta e, n-avem ce să facem acum. O să mergem mai departe. Și hai să vedem aici, mai aici Neva, ce să mai că mi-a stricat toată treaba. Vreau și o să mă simt bine să vin pe aici. Ia uite să bag în seamă cu doamna profesoară. Du-te și treabă pe dirigită ce s-a întâmplat. Ia stai pe loc. Stai pe loc acela și întreabă pe doamna de regentă ce s-a întâmplat. Au, o vino repede, vino, vino, vino în și întreabă că uite e cu probleme. Săraca e și parată acum, dar nu mai poate. Dar unde e la care era pe aici ca să l întrebăm direct palat ce s-a întâmplat că asta a venit și a puțin mai târziu, ce să mai. Hai să o întrebăm, uite cum i-a fost ziua acum, asta acum trebuie să avem și grijă ce discutăm cu ea. Ce s-a întâmplat, doamna dirigită nu mai fi supărată, haideți vă rog că uitați acum, o să ne vină un alt director, dar chiar sunt curios să văd cine îi va lua locul la directorul actual. O să ne uităm pe aici pe la birou să vedem dacă apare altcineva între timp. Bine, acum că s-a făcut seară puțin probabil să mai apară cineva, dar oricum foarte important. Bă, cu asta trebuie să se pretenească mai bine, pentru că asta face parte din grupul ăla deturbat și s-ar putea ca să ne distrăm destul de fain cu el, ca să zic aici în sala asta. Acum aș vrea totul să o aduc înapoi aici. Sper să nu vină cu profesoara că nu avem nevoie nu trebuie să știe profesorii de loc acesta. Și o așteptăm pasta, măcar să-și termine și ea o țigară ce avea aici, că cred că le-a luat cu ea săracă, asta să le lăsăm înapoi pe masă pe aici, că nu putem să le luăm, că mai vor și alții să fumeze, eu știu. Hai, urc o dată. O, oh, da, avem aici de unde putem să cumpărăm. Ia uite, ia uite, ia uite cum faci. Ce ai bă, te ai bate ai la cap. Ia un loc aici, simte-te bine, stai puțin și relaxează că după toate lucrurile întâmplate astăzi, trebuie să ai parte de puțin relax, ca să zic așa. O să încerc să i aduc pe cât mai mulți aici din prieteni prietenii ei. Acum sper să și vină și fac asta iarăși are frică pentru testul ce va urma, pentru că în câteva zile sigur are de dat un test și vreau să văd dacă poate să posteze ceva pe social banii asta. Hai să vedem dacă îi dăm pe new post. Aolo. A, ah, ah, uite că ne apare chestia asta. Da, o să-i dau chestia asta. Bun, perfect. Și aici ia să de message. Dacă pot să mai dau la cineva un. Hai să-i dăm uite ăsta să ne împrietenim mai bine cu el. Și o să-i dau friendly message. Și aici vreau să vedem dacă mai avem vreun mesaj. Ok, bun, o să dăm chestia asta, așa să fim și noi mai prietenoși. Bă cât că nu mi apare aici o chestie. Uite, asta vrea să se ducă să bea din uh, băutura aia de la director de acolo. Bă, dacă te pierde care va pe acolo, ai, impulinat îmbulinat o stai cu minte pe aici. Dar vreau să văd aici. Bă, n-a apărut nimeni momentan. Hai vino repede să vedem dacă poate să ia o băuturică de aici. Și o să i dăm un de ăsta. Foarte interesantă chestia asta. Acum nu știu dacă poate să intre la ăsta. O să folosim și tonomatele acestea de bănuți. Poate vor să ia niște bani să îi bage pe părinți în boală, ca să zic așa. Ba chiar acum cred că și încerca sau nu știu, mă mai gândesc la chestia asta. Hai să o lăsa pe altă dată, dar ar fi destul de interesant să o punem să facă un credit. Hei, nu poți să, -i... să nu spui că nu poți să intre aici. Deci fiți că cred că nu poți să intre în birou la director. Nu poți să intre, mă, mâncați așa. Hei, aici ne trebuia un geam din la special pentru director. Uite, cred că o să fac un vaca să pun un geam din ăsta. Ia să vedem dacă poți să intre, dacă îi pun aici un geam. Bun, și am pus eu, uitați aici în partea aceasta un geam. Și acum să vedem dacă poți să-l utilizeze, Stați că asta s-a pus într-o sală, a apucat o învățat o culasă, naiba că învățatul poți să faci și acasă. Hai, trece aici că avem treburi importante de făcut. Bagă ăsta înapoi în inventory Vino frumușel în partea asta Hai că suntem păteste acum și vreau să văd dacă poate să intre pe aici Uite că poate să intre, nu pot să cred Mamă ce șmecher Așa domne, altceva Ia uite, perfect și acum du-te și ia-ți o de aici Simtă-te și tu bine, hai că a intrat în biroul asta. Mamă cât de șmecheri asta o să facem și pe timp de zi Ia uite ce se servește molia noastră Sunt curios dacă o să vină până la urmă Maica sa ca directoare aici În următorul episod chiar sunt curios de treaba aceasta De asta n am vrut să fac o familie separată Pentru că momentan sunt foarte multe baguri și n-aș fi vrut să am probleme cu familia pe care aș fi creat-o cumva să ne trezim cu tot felul de situații, așa că cel puțin până se vor rezolva bagurile, o să mergem așa ca să zic și când uh, nu vor mai fi aceste probleme cu siguranță poate voi face o nouă familie sau ceva mă gândesc, însă da dragii mei cam acesta a fost episodul, eu sper că v-a plăcut acest episod, eu aveam un plan să fac aici mare chermeză sus în locul amenajat, însă se pare că a venit decesul directorului și mi-a încurcat toate planurile, ia uite cum stă aici frumos, vai nu pot să cred face asta. Așa că dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați și voi un like, aștept și comentariile voastre ce vreți să facem în următor episod cu Molly. Totodată promo cod pe Neba 3% pentru The Sims 4, dar și alte jocuri. Iar până la un nou episod de Sims High School Years, eu am fost Alex, toate cele bune, Ciao!